Ziar de Cluj anunță în exclusivitate că festivalul Antol se va muta în următorii ani din centrul Clujului într-o zonă din imediat apropierea orașului. Jurnalistul Liviu Alex a scris în Ziar de Cluj că organizatorii Antol dau în vedere mutarea show-ului pe un teren în comuna Chinteni. Comuna se află la 16 km față de Cluj-Napoca în zona dealurilor Dejului și Clujului, altitudinea medie 475 de metri. Acolo vizează Bogdan Buta și asociații săi din umbră un teren de circa 20 de hectare. Unele surse dau ca și antamat terenul, alte surse apropiate lui Buta spun că e încă în negociere. Cert este însă planul lui Buta de a muta în maxim 2 sau 3 ani, antold din afara orașului. A notat jurnalistul în publicația clujeană. Motivele principale ale acestei schimbări spectaculoase ar fi dorința celor care administrează festivalul de a atrage mai mulți plătitori, într-un spațiu mult mai extins și rezolvarea problemei zgomotului infernal reclamat de tot mai mulți clujeni. Pe Cluj Arena nu mai poate factura decât maxim 80.000 de fani pe seară, așa că are nevoie de o locație unde se poate duce 100.000 sau 150.000 de oameni. O locație în destul de aproape de Cluj, dar în destul de departe de oraș ca să rezolve și problema reclamațiilor. Practic, după ce a copiat și omorât conceptul Peninsula, cu largul concurs al lui Emil Bock, Anton vrea să devină un Tomorrowland mai mic, o cronă mai mică a lui, dar și mai profitabilă, dacă nu cumva putem să spunem că vrea să devină un Electric Castle păstrând conceptul inițial, a mai afirmat jurnalistul Liviu Alexa. În ultimii patru ani, festivalul Antold a fost organizat pe Cluj Arena și în zona Parcului Central.